Tim 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 8. De pildă, unia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Vă invit să vă reașezați. Astăzi, despre darul de vorbire despre înțelepciune, cred că fratele e foarte atent cu mine, da? Le-am împărțit a trecută, de fapt, cunoscute aceste categorii de daruri, și darul de descoperire de care am vorbit a trecută era darul de vorbire despre cunoștință. În această seară o să vorbim despre darul de vorbire despre înțelepciune. E foarte important să înțelegem ce nu e darul acesta. În primul rând, nu e vorba de o înțelepciune înăscută, da? La fel cum am vorbit în cazul cunoștinței, nu este o înțelepciune pe care ai primit-o prin codul tău genetic. Adică ai un nivel foarte ridicat de inteligență și datorită nivelului tău de inteligență, tu poți să ai anumite presupuneri, anumite gânduri despre anumite persoane, chiar să intuiești anumite adevăruri nu ai dobândit înțelepciunea aceasta prin naștere. Și aici Dumnezeu utilizează uneori ironia sfântă, adică unor persoane care n-au un nivel ridicat de inteligență, IQ-ul lor este foarte scăzut, alege să le dea acest dar prin providența sa, darurile se dau unde decide Duhul Sfânt. Poți să te rogi 2000 de ani să primești un dar, nu-l vei primi, bineînțeles că trebuie să ai cadru potrivit ca să primești darul acela, pentru că Duhul Sfânt dă fiecăruia după cum voiește. Trebuie să înțelegem că Duhul e suveran. Duhul are o voință proprie și El decide cine trebuie să primească un dar. Aici intră și nivelul pe care Dumnezeu l-a așezat în viața omului, adică abilitățile înăscute ale omului, pot fi utilizate și se pot suprapune pentru evidențiarea unui dar supranatural, dar sunt cazuri în care abilitățile născute sau lipsa lor, intră chiar într-o contradicție, astfel se arată faptul că darul e supranatural. Am întâlnit oameni care nu aveau nicio capacitate din perspectivă psihică, da? din perspectivă socială, din perspectiva înțelepciunii omenești. Dacă, de exemplu, ai fi vrut să îl folosești într-un job anume, ai fi vrut să te bazezi pe el din perspectivă socială, pe un domeniu, nu ai fi găsit un domeniu în care să fie pregătit, omul acela nu era capabil să facă anumite lucruri, asta nu înseamnă că era irresponsabil, ci avea anumite chiar dizabilități. Sunt persoane care au dizabilități și nu pot să deruleze anumite slujbe, dar dacă Dumnezeu decide să le dea darul de vorbire despre înțelepciune, vor depăși orice nivel a oricărui om din jurul lor, nivel de înțelepciune sau de inteligență, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este deasupra inteligenței umane, de aceea înțelepciunea aceasta este supranaturală și depășește tot ce înseamnă nivel de percepție naturală. Apoi, aș vrea să înțelegem că darul de vorbire despre înțelepciune nu este o înțelepciune învățată. Inteligența pe care ai putea o dobândi o prin studiu, faptul că studiez anumite lucruri, la școală, la facultate, să știi că îți creează un anumit tip de înțelepciune. Pentru cele care ziceți fetelor, de ce să fac eu o facultate, pentru că oricum o să mă căsătoresc și dacă Dumnezeu îmi va da copii, voi fi casnică, adică voi fi mamă, asta e o profesie, dacă nu știați, da? să știți că faptul că ați studiat la o facultate, întotdeauna vă va ajuta să știți cum să vă educați proprii voștri copii. Cu cât ați citit mai mult, cu cât ați intrat mai mult sub interferența unor învățături periculoase, cu atât veți fi capabile ca mame să știți să le spuneți copiilor voștri cum să se păzească de anumite domenii. Da? Aici nu vorbesc de persoane care n-au avut contextul să învețe. Eu, din înțelegerea mea, care cred că e biblică, copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă 10 pe linie. Ați zis cumva amin și n-am auzit? Cam complicat aici. Când zice amin, între să iei examenul. Da? Deci trebuie să fii cel mai bun în domeniul tău, trebuie să fii performant. De ce? Există domenii în care nu vei ajunge dacă nu ești cel mai bun. Există o anumită clasă socială la care nu poți intra dacă nu ai o anumită capacitate și chiar un anumit titlu. Vă dau un exemplu. Înainte să fiu doctor în teologie, am trimis la mai multe reviste internaționale din lume cererea mea ca să-mi publice anumite articole cele mai multe dintre ele mi-au respins cererea. De când Dumnezeu mi-a dat harul să fiu în această slujire, pentru că Dumnezeu mi-a dorit harul ăsta, nu am întâlnit încă revistă la care să-i trimit cererea sau disponibilitatea să public un articol și să-mi spună nu te primim pentru că n-ai studiile necesare sau pentru că dacă articolul nu se califica pentru că nu era de nivelul respectiv, recenzorii sau cei care verificau articolul care erau independenți de mine din alte țări, nu-i cunoșteam, îmi spuneam ce trebuie să corectez, pentru că întotdeauna e loc de corectat, la nivel gramatical de cele mai multe ori. Dar vreau să vă spun că tot ce faceți, fie că sunteți băieți, fie că sunteți fete, deci tot ce faceți în lumea asta, în lumea asta, pe teritoriul ăsta, să știți că vă va ajuta în viață. Nu o să vedeți acum, o să vedeți poate peste 20 de ani. Doamne, de să rămân în arhivă predica asta și peste 20 de ani, că nu se știe ce se întâmplă cu youtube sau cu alte canale, social media, da? Și să-ți amintești că dacă înveți și dacă îți pui, îți depui efortul cât mai mult posibil să fii cel mai bun într-un domeniu, să știi că Dumnezeu îți deschide anumite căi, anumite teritorii, anumite zone unde vrea să predice Evanghelia. Vă dau cazul lui Pavel, da? Pavel nu era un om obișnuit din perspectivă intelectuală, Apostolul Pavel a scris 14 epistole și bărbatul acesta știa cel puțin trei limbi de circulație internațională, știa legislația în vigoare la toți și la toate popoarele pe unde se mișca el, era super informat și Dumnezeu l-a îngăduit să fie informat înainte să fie convertit pentru ca mai apoi să le poată folosi într-un mod supranatural. Nu știu dacă vă amintiți secvența aia în care unul dintre ei și-a permis să vorbească cu el într-un mod așa josnic. Și l-a întrebat, tu ai voie să vorbești oricum cu un om care are cetățenie romană? În momentul l-a înghețat gardianul. De ce? Legislația o cunoștea. E foarte important să înțelegem că darul Duhului Sfânt nu anulează munca noastră. Să nu ne creăm iluzia că noi nu mai muncim, nu mai facem nimic, gata, nu ne mai implicăm. Nu, un om al lui Dumnezeu trebuie să fie vârf de lance. Dacă ești de șapte la nivel intelectual, nu o să ajungi poate niciodată de zece, dar fi de șapte, nu de patru, cinci, cinci, sau cinci, șase. Fi de șapte. Cât ți-a dat Dumnezeu, folosește. Pentru că noi avem uneori iluzia că lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească prin daruri supranaturale și tot ce putem face noi din perspectivă socială, la nivelul pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră, băgăm supreși. Nu! fi foarte atent la tot ce trebuie să faci. Biblia zice ceva, tot ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea ta. Intră în anumite sfere, anumitor oameni, anumite anturaje, nu în sens periculos, anumite contexte, de exemplu, de job și fii cel mai bun. Și o să vezi că atunci când ești cel mai bun, când ești cea mai pregătită, o să poți altfel să transmiți cuvântul lui Dumnezeu. Altfel o să-i spui unuia care este la nivel inferior față de tine, din perspectiva jobului, adică nu știe așa de bine lucrurile să le administreze, când o să-i spui, uite, eu nu o să fac asta pentru că Biblia mie mi interzice să fac o șmecherie, inginerie economică. Și altfel o să-i spui lui. Și nu o să aibă ce să spună pentru că știe că tu ești mai sus din perspectiva intelectuală și chiar din perspectiva muncii, adică tu ești foarte corect în ceea ce trebuie să faci. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Domnul folosește oameni și le dă daruri supranaturale dacă mai întâi e credincios fiecare om în lucrul încredințat lui. Dacă acolo unde ești la școală, la facultate, îți faci toate lucrurile de cea mai înaltă calitate, dacă după tine rămâne toate lucrurile în ordine, să știi că Dumnezeu te poate folosi și nu rămâne în urmă o vorbă rea sau o bajocură pe drept. Pentru că la ce folosești să spui că tu ai un dar și în spatele tău să rămână praf și pulbere? Adică oamenii se spună, uite, nu-și face partea, nu, nu-i în regulă. Da? Deci rețineți că înțelepciunea învățată nu anulează sau darul vorbirii despre înțelepciune nu anulează înțelepciunea asta pe care o poți dobândi prin inteligență sau inteligența pe care o poți dobândi prin învățare. Deci mai departe și să observăm că darul de vorbire despre înțelepciune nu este o înțelepciune drăcească. Nu știu dacă știți, există forțe demonice Există persoane care acceptă și interceptează aceste lumini demonice, aceste înțelepciuni, dacă pot să le numesc, această înțelepciune drăcească. E numită clar în Evanghelia, în epistola lui Iacov. Înțelepciunea aceasta este drăcească, da? Există referință biblică, Iacov, capitolul 3, da? Și înțelepciunea aceasta întotdeauna îl va îndrepta pe un om înspre păcat dacă nu îi arată păcatul din prima, îi prezintă un culoar prin care să ajungă la păcat și să cadă în păcat, iar mai apoi se atragă și pe alții. Înțelepciunea care vine de sus sau înțelepciunea aceasta prin dar de vorbire de înțelepciune nu este o înțelepciune lumească. La ce se referă asta? Înțelepciunea umană din care lipsește frica de Domnul. Este oameni care sunt foarte, foarte înțelepți. Sunt foarte, foarte inteligenți. Dar niciodată nu o să vezi la ei că au frică de Dumnezeu. Au inteligență să facă bani, au inteligență să poată să vorbească influent încât să miște masele de oameni, dar la baza vieților private nu e frica de Dumnezeu. Asta e o înțelepciune lumească. N-are nimic cu Dumnezeu asta. Cu înțelepciunea asta poți să urci pe grade, poți să ajungi la anumite funcții publice sau chiar politice, dar niciodată, niciodată nu o să te folosească Dumnezeu prin această înțelepciune. Și nu o să fii de folos Domnului, sau dacă ajungi să folosești unor oameni prin anumite proiecte, prin anumite acte caritabile, filantropie sau altceva, ei vor fi binecuvântați indirect, exact cum scrie în cartea Ecclesiastul că celui care n-are înțelepciunea de sus, Dumnezeu îi dă toată atenția să muncească ca să dea celui ce se teme de Dumnezeu. Adică s-ar prea putea prin înțelepciunea asta lumească să ajungi exclusiv schelă. Oamenii să fie binecuvântați pe urma ta, dar tu să nu o termin bine. Înțelepciunea care vine prin darul de vorbire despre înțelepciune sau cuvântul de înțelepciune nu e vorba de o înțelepciune experimentală dobândită prin experiența de viață. Foarte important de reținut. Acum, cum spuneam la darul de cunoștință, e foarte important să reținem că viața, vrând nevrând, ne creează o experiență. Care dintre voi, după ce a greșit și aproape ca derapat cu mașina în șans, mai merge la fel pe drumul ăla, pe locul ăla, pe instinctual normal. Dacă îți folosești mintea, ai tendința să frânezi. De ce îți amintești pe aici era să derapezi. Să experiență. Experiența îți poate oferi înțelepciune, să nu repeți istoria, să nu treci din nou prin aceeași situație și să greșești din nou. Dar înțelepciunea care vine de sus, adică darul, cuvântul de înțelepciune, nu se referă la o înțelepciune experimentală. Ce este darul de vorbire despre înțelepciune? Este darul supranatural al Duhului Sfânt ce se manifestă printr-un mesaj specific, rețineți specific, rostit într-un moment specific, adică nu poți rata momentul, și prin care se evidențiază înțelepciunea lui Dumnezeu. E foarte important de reținut asta. Cine are cuvânt de înțelepciune nu pare el înțelept nu zice nimeni, uite ce înțelept e omul ăsta. Când e înțelepciune născută, experimentală, învățată și așa mai departe, oamenii pot să spună, uite ce înțelept e. Când e o înțelepciune care vine de sus, sfidează realitatea, ce se întâmplă în jur este incompatibil cu mesajul, de cele mai multe ori, și mesajul vine într-un mod spontan, supranatural. Sunt momente în care n-ai cum să ieși din situația aceea, dar primești un cuvânt de la Duhul Sfânt de înțelepciune. Un cuvânt care nu doar că te duce într-o direcție bună, rezolvă situația, rezolvă problema. Un cuvânt care nu poate fi bazat pe ce ai experimentat, pe ce ai văzut, pe ce ai știut. E specific. De ce e important să fii specific? Pentru că la nivel general oamenii vorbesc și spun și dau sfaturi generale. Ei, cazul tău sau cazul altuia de lângă tine, alte persoane de lângă tine, e un caz specific. Pentru 99% dintre cei care erau în jurul tău, răspunsul putea fi într-un fel. Pentru tine, care ești cazul 100%, al 1% caz, să fie răspuns. Se vine prin dar, vine de la Duhul Sfânt, vine spontan, vine printr-un mesaj specific pe care tu nu-l programezi. Aș vrea să vedem cum vine acest dar, cum se manifestă darul acesta. Darul se manifestă prin descoperirea lucrurilor tainice legate de viitorul unui om. Care dintre voi ați vrea să știți ce o să fie cu voi peste 10 ani? Care n-ați vrea? Prima ta am întrebare retoric, acum mai retorică. Oricine ar vrea. N-am știut niciodată exact ce o să fie cu viața mea când m-am căsătorit. N-am știut că până acum, avem peste 12 ani, mulți înainte, mulțumesc la fel, de căsătorie, voi aveți zero, dar tindeți spre unul, da? Când prindeți unul, domnul să vă binecuvinteze cu mulți, mulți, mulți câți vrea el. Și eu nici nu vreau să mor, dacă știți. Eu vreau să fiu răpit. Și nu știu cum vă să vă explic, vreau să zbor special de mână cu Alexandru. Așa vreau eu. Nu știu dacă o să se întâmple, dar așa vreau. Da? N-am știut niciodată, când m-am căzătorit aici, eram pe, pe băncuța asta aici, așa, n-am știut niciodată că peste 12 ani, o să treacă 12 ani și nu o să am niciun copil. Nu am știut asta. Nu mi-am dorit să se întâmple așa. Dacă m-ați fi întrebat câți copii o să am, nu știu, poate v-ați fi speriat. <laughs> da? Deci, înțelegeți ce zic? Nu mi-am cunoscut viitorul, nu regret, Că s-a derulat istoria așa, sunt foarte mulțumitor la adresa lui Dumnezeu, nu-i pun întrebări de ce, până când, cum, dacă, nu, de ce, Doamne, de ce face asta cu noi, accept voia lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegi că Dumnezeu îți poate spune viitorul, dar de ce e important să spună viitorul? Pentru că, în prezent, lucrurile se văd așa, cum se văd cu ochiul liber. Tu, de exemplu, vrei să alegi un loc de muncă, da? Și în timp ce vrei să alegi acel loc de muncă, îți analizezi foarte bine toate criteriile. Mi se potrivește pentru că era să zic remote control, da? Ne-am uitat sus? Nu, ok. Da? Mi se potrivește pentru că... Mi se, da? Mi se potrivește pentru că... Și de obicei te gândești foarte mult la bani, că trebuie să fiți corect, că trăiți în lumea contemporană. Da? Cine vrea să muncească 40 de ore da? și să nu primească niciun leu? Nimeni nu vrea. 160 de ore pe lună sau nu știu cât pe săptămână. Da? Cine vrea să muncească 10 ore pe zi și să nu primească niciun leu? Nimeni nu vrea. Hai, fiți sinceri, nu vorbiți, oh, noi suntem foarte religioși, noi suntem sfinți, noi vrem bani. Poate ba da, vreți bani. Vreți bani, trebuie să recunoașteți. Asta e realitatea. Ok? Da? Pentru asta muncești, pentru că vrei să câștigi anumiți bani. Ei, dacă banii pe care tu îi câștigi și ți-i promite ca portofoliu, îi câștigi, dar în timp ce câștigi banii ăia, tu începi să îi fi influențat de o învățătură greșită. Începi să fie atras de o persoană nepotrivită. Începi să mergi într-o direcție nepotrivită. E important să știi viitorul. E important. E important ca Dumnezeu să vină dintr-o dată, într-un mod spontan, când tu trebuie să iei o decizie. În secunda care trebuie să iei o decizie. Și, spre exemplu, să-ți vorbească tainic. Numai tu știi. Tu cu codul tău. Tu cu viața ta. Vorbirea asta tainică este de foarte multe ori printr-o imagine. Vă dau un exemplu. O soră a avut o vedenie că o persoană stătea în fața unei mașini de scris. Nu știa ce job, ce profesie are persoana aceea despre care s-a avut vedenia. E exact persoana aceea, în vremea aceea, nu exista ca calculator, era grefieră, scria tot într-o sală de judecată. Și Domnul a arătat, te-am văzut în fața unei mașini de scris gândirea ei era imposibil, eu sunt păcăită, mi-e foarte greu să mă duc să fiu grefier, au tot felul de cazuri, mi se umple mintea, oameni periculoși, intră gardien cu cazuri penale, cu... și când Dumnezeu i-a spus, fii atentă, te-am văzut în fața unei mașini de scris, stăteai mai jos decât un birou și deasupra era o persoană foarte impunătoare care avea un ciocan negru în mână, semn că judecător. Întreb, a ajutat-o pe tânăra aceea? Descoperirea aceasta, cum să nu ajute? Era o taină. E foarte important să știi lucruri despre viitorul tău. Dar nu pentru ca să faci uh, inginerie economice și mecherii. Nu, întotdeauna când se descoperă taine din viitorul unui om, rețineți, este evidențiată înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu are impact în viața omului la nivel practic, pentru că omul nu intră pe ușa aceea, ci intră pe cealaltă ușă. Omul nu intră pe ușa aia la ora 21, ci intră pe ușa aia la 21.30. Imaginați-vă că la ora 21 ar fi fost posibil să se deruleze un accident. Facem la abstracție că suntem în clădirea bisericii. Cunosc un tânăr care dintr-o dată a primit un cuvânt din înțelepciune. Îi dau numele. Alexis Sipă cheamă. Mergea pe stradă normal, și nu se schia niciun anunț, nu era aici, se lucrează, atenție, sus, pot să cadă lucruri. În timp ce mergea pe stradă, a auzit o voce care a zis, mută-te pe partea cealaltă. N-a apucat să treacă strada bine și în momentul în care era exact în dreptul acelui loc pe unde ar fi trebuit să ajungă, a căzut un zid greu, dacă bine rețin ceva, oricum, care putea să-l omoare. Întreb, vocea aia l-a auzit sau nu? L-a ajutat? Dar cum să nu ajute? Instant. Nu există explicație. De ce să mă mut, Doamne, pe partea aia -laltă? Așa zic eu. Pentru că a ascultat și s-a mutat pe partea cealaltă. A fost salvat. A fost oameni care în timp ce conduceau mașina, instantaneu au primit un sentiment special că trebuie să parcheze pe dreapta. Fără logică. Cu riscul să-l clansoneze cineva din spate. A tras cu, Respectând regulile, semnalizat primată și a tras pe dreapta. Când a reușit să pună schimbătorul în punctul mort, un tir a făcut praf mașina care a trecut pe lângă el. De ce? Pentru că e important să știi viitorul. E important să auzi un mesaj, să primești un cuvânt de la Dumnezeu. Nu de dragul de a face show pe tema asta, adică să spui, oi, oh, eu știu lucruri despre viitorul unui om. Nu. Totdeauna este o manieră supranaturală prin care Duhul lui Dumnezeu coboară peste un om și de cele mai multe ori, dacă e vorba de dar, îi transmite altuia. V-am spus că eu săptămânal primesc mesaje în care oamenii lui Dumnezeu pe unul dintre ei nu am văzut niciodată în viață sunt treziți ziua sau noaptea, sunt mișcați și sunt puți în mișcare. Dacă n-apucă să mă sune, îmi trimit un mesaj audio pe WhatsApp să-mi spună ceva care trebuie să se întâmple. În zilele următoare. E foarte important. Eu nu-i sun, nu-i abordez, nu-i întreb, nu pun nimic înaintea Domnului. Dar Dumnezeu decide să-mi vorbească, să-mi transmită mesaje. Vă dau un caz. Era un moment interesant, foarte dificil, pentru cea mai frumoasă femeie din lume. Cei care nu o știți, e mai dificil să vă spun cine e. Da. Și un bărbat din județul sălaj, nu l-am văzut niciodată în viață. N-avea legătură cu voi, să da? <gântu -i> M-a sunat, n-am putut să răspund. Mi-a scris un mesaj, când vă pot suna, frate Caleb? N-am putut să răspund atunci. Mi-a lăsat un mesaj audio și a zis, am avut o științare legată de soția dumneavoastră, nu vă cunosc cum arată cinei, și științarea era așa, 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 era exact. Eu n-am știut ce e în inima Alexandrei pentru că a încercat să nu mă împovăreze cu situația aceea care era independentă de mine. Am oprit mașina, am amintesc că mergeam la o conferință și am pus pe speaker, adică am dat volumul tare să audă. Din ochii ei să se scurgă lacrimi. Era viața ei, interiorul ei. Nu știa nimeni. I-am mulțumit fratelui și am zis mulțumesc că v-ați pus la dispoziția Domnului ca să transmiteți acest mesaj de descoperire. E foarte important. Sunt momente în viață în care tu nu vrei să spui poate nimănui nimic despre ce ai tu în suflet, ce în inima ta. E, e, foarte important ca atunci să fie un cuvânt de înțelepciune, pentru că cuvântul ăsta de înțelepciune vine de la Duhul Sfânt. Nu te schiva să-l transmiți. Nu-ți să fie frică să-l transmiți. Analizează-ți foarte bine să fie biblic, să fie în parametrii Scripturii și apoi în călăuzirea Duhului Sfânt, transmite mai departe. El se poate manifesta darul printr-o revelație lăuntrică. Tu nu știi să explici. Au fost cazuri în care aveam întâlniri decizionale, noi aici, la biserică, într-un alt context, și trebuia să luăm o decizie legată de o persoană. Mă uitam în ochii tuturor celor prezenți și primeam din partea Duhului Sfânt o descoperire. Eu nu puteam cum să argumentez, că n-am fost acolo, n-am fost prezent. Și oamenii îmi spuneam, noi te credem, dar nu avem dovezi. Treceau câteva luni doar și lucrul ăla se derula. Se împlinea. Sau nu depindea de mine, nu vă imaginați că eu aș fi mai special decât voi acolo era nevoie de o descoperie pentru ca să nu ne norocim o persoană, că decizia respectivă îl putea arunca în coș de gunoi sau îl putea reabilita. Și era foarte important să primești o revelație lăuntrică. În țările care vin pot fi verbale. Judecător 6, de la 11 la 16. Cine a venit lângă îngerul Domnului și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Păi primatul o să-mi spune, frate, că le-a un înger și l au văzut. i văzut fizionomia, au văzut cum arată, au văzut că e, da, ființă angelică. E adevărat. Primatul l-a văzut, dar haideți să ne uităm un pic mai atent. Apoi, îngerul Domnului s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia de Gedeon, fiul său bătea greul în tească ca să se ascundă de Madian. Cine știa că acolo este un om disperat? un om care nu mai are resursele necesare și bate grâul în nu-i locul lui. Teascul pentru greu. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis. Vreau rog să pricepeți că acest bărbat pe nume Gedeon a auzit cuvântul ăsta. E o științare verbală. Îngerul și-a mișcat buzele și a vorbit. Pentru că îngerul de foarte multe ori ia imaginea unui bărbat, a unui om. Chiar dacă îngerul nu este nici feminin, nici masculin, și de foarte multe ori e o teofanie, adică o arătare a lui Hristos, ca și în cazul ăsta, înainte de întrupare, pentru că a primit închinarea. Ascultați ce zice mai departe. Că de a zis rogul de Domnul meu, de la versetul 14, nu mai zice îngerul Domnului, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și zbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Vă dați seama că se creează un dialog darul ăsta de înțelepciune poate fi un dialog între tine și Dumnezeu. Tu îi spui lui Dumnezeu, îi pui o întrebare și Dumnezeu îți răspunde ție. Nu odată mi s-a întâmplat că despre anumite persoane, Duhul Sfânt mi-a zis, roagă-te cât vrei, dar eu am decis să-L duc acasă. Păi nu ușor să mergi la cineva și să-i spui, dragul meu, Chiar dacă mi sunteți prieteni, să știți că pe soția dumneavoastră Domnul o duce acasă. Era un caz în care avea așa un dosar de mesaje, interpretate ca fiind de la Domnul, care ziceau că se vindecă. Și într-o seară la ora 10, 22 și ceva, Duhul Sfânt mi-a zis, urcă-te, afară din casă și du-te la persoană. Era foarte aproape de mine. Am intrat în camera lor, și am spus bărbatului, pe soția dumneavoastră, Domnul o duce acasă. Dacă nu pricepeți ce vă zic, o să deveniți cel mai mare dușman. Deci asta nu pot explica, nu știu cum să vă spun de unde am primit acel mesaj, că nu a fost de la mine, l-am primit. Sora aceea și-a mărturisit toată viața, de la cele mai mici vârste, când și-a amintit anumite lucruri care le-a avut în viață, m-a rugat pentru Dumnezeu N-au trecut decât câte, câteva zile. Și sora s-a dus acasă. Imaginați-vă că în mintea mea putea fi întrebarea dacă se vindecă. Dacă nu se întâmple ce ai zis. Păi tu nu vezi setul ăla de prorocii care a fost taman invers? Păi tu cum faci abstracție că ai primit informația asta? Bineînțeles că după aia am luat tot dosarul ăla și l-am aranjat bine, adică l-am pus pe foc. L-am cerut și l-am aruncat. Pentru că e foarte importantă linia aceea în care să fii sigur că vorbește Duhul lui Dumnezeu, o științără verbale. Apoi viziuni, Daniel capitolul 7, versetul 1. Să primești o imagine. Aici, iarăși, e foarte important să pricepem. Niciodată o viziune nu va duce la păcat. Niciodată primesc multe mesaje, dar nu toate care le primesc le transmit mai departe? Pe unele dintre ele le analizez cu filtrul Scripturii și dacă există un vârf cât un ac de păcat, adică indirect promovează un păcat, le las pămut, le arhivez. Le țin acolo. Viziunea trebuie să fie biblică, trebuie să fie imagini din Biblie, trebuie să fie un cuvânt clar, care să nu ducă pe oameni la ceață. Uitați-vă că descoperirea vine prin cuvinte primite din partea Domnului în mod spontan. Citesc aici un singur verset, Luca 12, chiar 21, uitați-vă cuvântul Domnului spune, vor veni momente în care veți fi atrași și veți fi duși în fața oamenilor care vă vor prigoni. 21 cu 12, dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâinile sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor Târâi înaintea împăraților și înaintea drăgătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Ascultați ce zice mai departe versetul 14. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune, pentru că vă voi da o gură și o înțelepciune. Aici e darul de înțelepciune, darul de vorbire despre înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Adică în mod spontan coboară Duhul lui Dumnezeu peste tine și primești un mesaj pe care nu l-ai gândit. Legat de care n-ai stat să te noaptea. Dacă urmează în ziua următoare să mergi în fața acuzatorilor, în fața justiției, în fața unor cazuri penale care te incriminează și urmează să ajungi, fi ajuns după gratii, dacă Dumnezeu vrea să intervină, îți dă un mesaj de așa maniere încât tu nu te-ai frământat, te ai dormit liniștit ca Petru în temniță, dar primești instant un mesaj de la Duhul Sfânt legat de care nimeni nu mai are argument, tot să pun pe mut. De ce? E deasupra inteligenței umane. E dincolo de probațiune, e dincolo de dosar, e dincolo de rechizitoriu, e deasupra probelor care există. E mult mai puternic argumentul pe care ți-l dă Duhul Sfânție, fără să stai să te gândești la el. Cum se manifestă? Prin pricepere extraordinară în vorbire pentru a putea ieși dintr-o criză. Se derulează o criză în jurul tău. Toți oamenii sunt frământați. Situațiile sunt de așa maniere încât se lasă cu probleme grave după tine. În momentul respectiv, primești de la Duhul Sfânt o vorbire înțeleaptă, extraordinară. Și vorbirea aia te scoate dintr-o criză. Mi s-a întâmplat de mai multe ori. S-a creat cadru, oamenii au fost puși la cale, s-au înțeles între ei, erau pregătiți, aveau totul pregătit ca să îmi atace lucrarea. Maxim o propoziție, am zis, care a fost de la Duhul Sfânt. După propoziția aceea, toți s-au retras și au zis, bine, ne grăbim. Bine că s-au grăbit. Era bine să grăbească cu mai repede. Înțelegeți? E foarte important. O să vină momente în viață în care oamenii creează circunstanțe în care să te încorseteze, să te prindă cu vorba, să te urmărească de aproape și să-ți facă ceva. Pentru ca să atace lucrarea pe care o faci tu, planul pe care are Dumnezeu cu viața ta, să primești un cuvânt de la Duhul Sfânt, pricepere extraordinară, care depășește nivelul de inteligență umană. Și poate că vrând nevrând, când deschizi tu de gura, atingi cea mai sensibilă coarda a inimii acelei persoane. Îl ataci exact în domeniul în care a avut cele mai multe probleme. În secunda respectivă, coboară garda jos și ce stai un pic, eu nu vreau să-mi norocesc familia. Eu nu vreau să-mi distrug viitorul. De ce se întreabă cu sora asta când ea nu are nicio problemă? Doar pentru că nu suport eu ideea că lucrează Domnul mai bine prin ea decât prin mine? Înțelegeți? Prin sfaturi care sunt date, respectiv îndemnuri care vin de la Duhul Sfânt, pot să vină direct, instantaneu. În momentul în care primești un astfel de sfat, dintr-o dată ți se luminează creierul. Se face lumină peste tot. Și zici, bă, dar nu m-am gândit la asta. De unde o vin de asta? E de la Duhul Sfânt. Să primești un îndemn pe care să-l transmiți unei persoane. Și să fie 100% prin darul de, de vorbire de înțelepciune, îndemn care se implice viitorul acelei persoane. Să zic că toți din jurul tău ai greșit în sfătuire. Trec ani, uneori 5 ani. Și după 5 ani apare dreptatea. Tu nu trebuie să-ți o aperi. Poate veni printr-o voce audibilă, efectiv, să auzi vocea Domnului, exact ca Moise. Nu intrăm acum în detalii să citim acest pasaj, numărul 16 de la 43 la 44. E foarte important, dragii mei, să auzim vocea lui Dumnezeu. E foarte important în momentele decizionale să-i spui, Doamne, cum găsești tu cu care vorbește descoperăm. Doamne, nu vreau să mă duc pe drumul obișnuit, ritualic. Nu vreau să merg pe acolo pentru că de obicei mă duc pe drumul ăsta. Nu vreau să mă duc nici măcar pentru că e la nivel pentecostal acceptată ideea asta. Nu. Vreau o descoperire. Vreau să-mi descoper lucruri legate de viitor. Vreau să văd, în momentul în care mă uit în viața mea și observ momente în care Dumnezeu a blocat calea. Deci, efectiv, Dumnezeu mi-a blocat calea. Fie că este o cale de acces naturală, fie că e o cale media, au fost momente, nu doar unul, câteva, în care anumite sisteme prin care comunicau mi-au fost blocate. Și am zis, Doamne, de ce mă blochezi pe mine? Pentru că n-am făcut nimic greșit. Și Domnul mi-a zis, o să înțelegi mai încolo. Te păzesc de ceva anume. Știți că blocajele Domnului când le asculți, nu se opresc înaintarea, ci se o demarează, se orientează sau o reorientează. Aș vrea să stăm ridicați înainte să încerc să răspund la câteva întrebări. Aș vrea în ta, în sufletul tău să te gândești bine. Cred că e potrivit să închizi ochii pentru că e un moment de meditație sfântă gândește te la propria ta ființă. Nu forța niciodată. Au oameni care au forțat să primească dar de prorocie și și-au pierdut mințile. Nu forța niciodată. Au fost oameni care au fost disperați să primească un dar și nu l-au primit, pentru că nu erau pregătiți să-l primească. Și s-au lăsat unul dintre ei de bugăinți. Cunosc oameni la care pot să le dau numele și prenumele, dar nu să le dau niciodată. La care le-am zis, oprește-te că nu-i bine ce faci. Oprește-te E o râvnă fără înțelepciune. Aici nu-i darul lui Dumnezeu, aici e decizia ta, aici e dorința ta, aici e disperarea ta. Oprește-te, oprește-te că nu vorbești din Duhul lui Dumnezeu. Și după câțiva ani, că nu se întâmplă nimic dintr-o dată la nivel de cădere, au ajuns departe, eu cred că și acum Dumnezeu poate să-i atingă. Eu cred că și în momentul ăsta Dumnezeu poate să le dea un duc de cercetare și Duhul lui Dumnezeu să le vorbească personal. Nu ne jucăm cu darurile, dragii mei, nu ne jucăm cu lucrarea profetică, nu e, o, nu e o joacă de copii, nu e o idee de a ne juca, de a fi noi mai nu știu cum decât alții. E o lucrare sensibilă, foarte importantă, e o lucrare care trebuie să fie făcută în echilibru, în post, în rugăciune. M-am bucurat pentru voi că zeci dintre voi ați scris că ați postiți. E foarte important, e foarte important, dragii mei, să, să știi că lucrarea asta se face cu post, cu rugăciune, cu Biblie multă, cu multă atenție, cu mult echilibru, cu multă pace, cu multă iertare în jur, cu multă dragoste. Cât mai mult să iubești pe oameni cât mai mult să, să fie aproape de oameni, să te intereseze binele lor, să spese de viitorul lor, nu doar de ideea că tu transmiți un mesaj, nu, niciodată nu vei fi în centru, niciodată nu trebuie să fii tu e important, niciodată nu trebuie să strălucești. De cele mai multe ori o să fii călcat în picioare, o să-și bată joc oamenii de tine și de lucrarea pe care o faci. Dar nu asta e important. Înaintea ta a mers marele profet Iisus Hristos. Nu asta este important cu oamenii, te cataloguează ce zic oamenii, lucruri rele și neadevărate despre tine. Important e ce zice Hristos. Important e că vezi oameni care sunt smulși din flăcările iadului. Important e că vezi oameni care au fost la etaj și au vrut să se arunce în gol și au scăpat pentru că Dumnezeu ți-a dat un mesaj de descoperire. Important e momentul în care îți trimit oamenii mesaj și spun până astăzi: Mi-am bătut joc de lucrare, ta, te-am te ironizat, frate, dar acum am simțit că Dumnezeu mă cercetează și pe mine, că Domnul e bun, că e ca un tată iubitor, spunea Psalmul 89, să-i spui Dumnezeu Tată, e un Dumnezeu care se uită și vede pe fiecare ce nivel are, la ce nivel a ajuns, cât a crescut, cât poate percepe, cât poate înghiți, nu-ți dă când nu poți să înghiți. La început de lapte, încet, frumos, în timp ce crești, te maturizezi, nu toți suntem la același nivel, nu ne abordează Dumnezeu la fel, are timp cu noi, ne, ne poartă îndeaproape, ne ține mâna unor, ne ridică, ne prinde de glugă alteori, e cu noi, îl iubesc pe Hristos, îl iubești și tu, îl iubești și tu pe Domnul și să-i spui, Doamne, ajută-mă să cresc în maturizarea mea față de Tine, ajută-mă să iubesc Biblia, ajută-mă să iubesc rugăciunea, ajută-mă să iubesc biserica, ajută-mă să iubesc pe frață, ajută-mă să nu bărfesc, ajută-mă să n-am răutate, ajută-mă să n-am nimic rău în viața mea. Domnul, ca să te poată folosi, totul trebuie să fie curat. Tu ești ca o țeavă prin care curge apa vieții, tu ești ca un șghea prin care curge apa care adapă persoanele din jurul tău. Nu lăsa impurități pe viața ta. Da, nu lăsa nimic murdară, Curăță-te, 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 curăță-ți viața și spune Domnului, Doamne, am și problema asta, am și problema asta, am și problema asta, mă apucă și asta, am și gândul ăsta, am și nemulțumirea asta, am și neputința asta, am slăbiciunea în cealaltă, am carența cu tare. Vreau să mă folosești, Doamne, dar ajută-mă, Doamne, să mă las prelucrat de Duhul tău, Doamne, să văd prezența ta. Ne rugăm cu toți. O, Doamne, suntem înaintea prezenței ta.